Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție BZI Live. Ne cerem scuze că am întârziat puțin, ne-am decalat din cauza emisiunii anterioare. Invitată în platoul BZI Live, în maratonul de promovare a tinerilor artiști sceni, este Diana Maria Urdeș. Să încep descrierea acum. Interpret vocal, profesor de canto și de pian. Și mai de curând a devenit scriitoare cu acte în regulă. Pandemia de COVID-19 a lucrat în favoarea ei și în curând își va lansa prima carte pe care a scris-o. Discutăm astăzi despre cum a afectat pandemia de coronavirus activitatea sa profesională cu elevii și totodată cum a influențat pozitiv această perioadă de retragere din lumea profesoratului și a scenei. Bună, Diana, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua! Mulțumesc de asemenea de invitație. E prima ieșire de la începutul pandemiei, nu? Așa este, da. Chiar simt emoțiile mai profund de această dată, deși am mai fost la tine în emisiune, îți povesteam că acum este un alt sentiment, pentru că știi cum este, când stai puțin în umbră, lumina parcă este altfel. Eu spuneam la începutul emisiunii faptul că pandemia aceasta a lucrat și în favoarea ta, chiar dacă ți-a afectat cumva legăturile cu elevii și ai continuat în mediul online, dar vreau să vorbim întâi de lucrurile pozitive. În această perioadă ai avut mai mult timp să citești, să-ți așezi gândurile, să scrii. Povestește-ne despre cartea ta de poezii. Așa este. Pentru mine, într-adevăr, a fost prielnică perioada asta. Într-adevăr, activitatea cu elevii a fost un pic suspendată, să spunem, dar am reușit pe calea online să ne găsim și deocamdată este bine, așa. Despre cartea mea pot să spun că era acolo și aștepta momentul să poată fi scoasă la lumină. Iată că pandemia ne-a ajutat, cel puțin pe mine m-a ajutat, pentru că ne-a dat acel răgaz de stat mai mult cu gândurile și cu cugetările pe care le aveam puse un pic pe pauză. Și cartea mea a ieșit la lumină, va fi într-o librărie online și voi anunța acest lucru pe pagina mea de Facebook. Sunt bucuroasă că am obținut un ISBN, sunt bucuroasă că pot fi artist și acum și autor independent și sper să mai prindă poeziile, pentru că voi debuta cu un volum de poezii. Ceea ce este din ce în ce mai rar întâlnit în ziua de astăzi. Știi bine că se poartă ficțiunea, se poartă foarte mult cărțile științifice. Nu știu câți romantici mai sunt printre noi, dar am mai vorbit cu câteva persoane și am primit feedback că ar mai fi câțiva rătăciți ca mine. Câte poezii ai putut cuprinde în primul tău volum de poezii? Volumul cuprinde 40 de poezii. Nu? Da. Ai câteva. Te-mi pare rău că nu m-am gândit să te rog să iei astăzi un volum cu tine. Da, oricum volumul este pe drum. Nu îl am în plan fizic. Acum totul este mai mult online. Da. Aștept și o prefață pe care mi-o doresc foarte mult de la o scriitoare pe care o apreciez foarte mult. Și după ce voi avea și respectiva prefață, voi putea să scot cartea exact așa cum trebuie în librăria online și se va putea achiziționa de acolo. Trebuie să am multă răbdare, este un proces pe care cei care îl cunosc știu că este extraordinar de emoționant, pentru că într-adevăr, stai cu sufletul la gură și aștept să-ți fie încununată cumva, nu neapărat încununată, ci citită cartea, să ai un feedback concret. Mie mi se pare foarte interesant faptul că tu câți ani ai? 25. Mulți înainte. Te-ai retras cumva așa într-un cont de liniște și eu te urmăresc pe pagina de Facebook, citești foarte frecvent, ne îndemni către citit și în același timp ne inspiri cu versuri. În fiecare zi observ că scrii pe pagina ta de Facebook câte ceva. Cum se face că o tânără la 25 de ani, în perioada aceasta tumultoasă, când toată lumea luptă pentru supraviețuire, parcă suntem din ce în ce mai agitați, s-a retras în conul ei și, cum ai spus tu, e printre puținii romantici pe care îi mai avem. Ce te inspiră? Cred că am fost așa dintotdeauna. Așa m-am simțit mereu, diferit în sensul bun, în sensul în care am văzut lumea altfel, adică departe de haosul ăsta cu care ne amăgim.
noi toți, pentru că în cele din urmă cu toții vom ajunge în acel colț în care vom fi noi cu noi înșine și va trebui în cele din urmă să cugetăm mai mult la ceea ce suntem noi. Da, asta pot să spun cu sufletul sincer și fără nici o reținere, că așa am fost dintotdeauna. Mi-a plăcut să văd lumea altfel. Ce înseamnă poezia pentru tine? Poezia este cu siguranță pentru mine calea mea de a mă exterioriza sau de a fi eu însămi. M-a salvat și mă ajută foarte mult să mă conectez tot timpul cu mine, să văd cum mă simt într-adevăr. Prin poezie pot să transmit lucruri pe care cu siguranță mai toți le simțim, dar uneori ne este teamă să vorbim despre acele lucruri mai sensibile, mai dramatice, știi? Și mi-a dat această oportunitate de a mă deschide total și de a trăi cât mai curajos posibil, adică asumat și fără nicio graniță. Ai început să scrii de mult timp sau cu precădere în ultima perioadă? Scriu de mică versuri, adică probabil li s-a întâmplat și altor părinți să aibă acasă câte un copil care scrie poezii și se gândesc că e un episod trecător și un hobby. Nu trebuie să fie neapărat un hobby. Eu mizez pe ideea că trebuie să încurajăm foarte mult copiii care au acest har, pentru că nimic nu este întâmplător și orice har pe care îl primești este bine să îl duci mai departe. Ar trebui poate să ne gândim mai mult la a duce mai departe un talent decât la a ne profila foarte mult pe ce se câștigă din respectivul talent. Pentru că vreau să cred că, știi, Eminescu în camera lui nu număra poeziile și se gândea cât o să îi iasă din... Săracul, cred că n-a câștigat nimic pe perioada vieții. Da. Adică nu poți să te gândești și la una și la alta în același timp. Trebuie să muncești foarte mult, trebuie să muncești constant. Eu am scris și în perioada liceului, am participat și în liceu și în ceilalți ani la diverse concursuri de literatură, la olimpiade. Mai spre finalul liceului am scris pentru revista școlii, avusesem ocazia să scriu câteva articole și chiar să fiu un fel de mentor pentru colegii mei în acest sens. Și după ce am terminat, eu am mers pe linia muzicii, pentru că pentru mine muzica este, nu știu, nu pot să o consider altceva. Este tot una cu mine, știi, parte din mine. Dar poezia și literatura, nu știu, este de asemenea cam pe aceeași lungime cu muzica, nu pot să le detașez. De unde vine setea asta pentru citit? Trăim într-o perioadă, într-o eră extrem de aglomerată, ancorată în social media. Când îți găsești răgaz și pentru citit și ce înseamnă cititul pentru tine și cum s-a îmbogățit poate viața ta de când citești? Ceea ce ar trebui să menționez este că contează foarte mult cum ți se insuflă acest lucru încă de acasă. Țin minte că tatăl meu îmi cumpărase când eram acasă colecția de cărți de la Adevărul. Și sora mea fiind mai mare, tot timpul citea, iar eu, pentru că nu voiam să rămân în urmă, începusem să citesc și eu cărțile pe care le citea ea, deși nu era încă momentul să le citesc. În așa fel încât am cam terminat o parte din literatura universală cam de vreme și cred că m-a influențat oarecum, pentru că luând prea curând contact cu anumite subiecte dramatice și știi bine câte sunt și ce povești, știu că citeam Ana Karenina prin clasa 8-a și acum trebuie să o reiau pentru că înțelegi cu totul altfel lucrurile peste niște ani. Dar asta ziceam, pornind de acolo, mi-a fost insuflată setea de literatură. Probabil moștenesc de undeva setea de citit, dar nu știu cum, așa sunt eu. Așa sunt eu formată, că dacă merg pe stradă și trec pe Lăpușneanu, eu trebuie să merg un pic să iau o carte de acolo, să o răsfăiesc numai, sau să simt un pic mirosul ăla de praf, de altceva, știi? Nu găsesc o explicație și poate e mai bine așa. Câte ore citești pe zi? Nu. Nu e vorba de ore, să știi. Și să știi că... Nu mai simți nici timpul, probabil. Da. Ceea ce am sesizat este că trebuie să ne organizăm noi în general, pentru că altfel nu găsim niciodată timp. Recunosc că nu citesc atâta cât îmi doresc.
Da, adică poate citesc mai mult decât alții, dar mi-ar plăcea să citesc mai mult. Adică mi-am propus chiar acum o lună să citesc o carte pe săptămână, 25 de pagini la cafea dimineața și 25 de pagini înainte de culcare. Pare destul de simplu și m-am cronometrat chiar și mai mult de 15, maxim 20 minute nu durează toată afacerea asta. Și m-am gândit că dacă am timp să stau pe Facebook, cred că mai mult de o oră, dacă nu chiar o oră jumătate pe zi, cumulat, ar trebui să mă organizez să pot să fac și asta. Poate chiar să mă trezesc mai devreme sau poate să mă uit la un episod mai puțin dintr-un serial și să citesc mai mult. Ne-ar fi util tuturor. Pentru mine este un must have, adică eu nu pot altfel. Dar chiar și pentru oamenii care nu simt neapărat acest instinct natural, eu îi îndemn, pentru că se pierde, din păcate, apetitul pentru citit, se citește foarte mult în online. Recunosc, în perioada pandemiei și eu am descărcat cam două cărți de pe librăria online, pentru că au fost tot felul de promoții și multe librării, precum, da, nu dau nume, așa, multe librării au venit în întâmpinarea cititorilor cu variante de acest gen. Și am citit și eu câteva pagini, dar este obositor, mă dor ochii și nu văd rostul. Ar trebui să avem toți o bibliotecă cât de mică acolo, pe care să o răsfăim fizic. Care a fost cartea pe care ai citit-o și ai simțit că ți-a dat un alt sens? Pentru mine, romanul Pânze de Păianjen de Cela Serghi a fost un roman deosebit, poate pentru că protagonista împarte numele și sunt un pic narcisistă de fel, recunosc, dar nu știu, uite aici aș putea să-ți povestesc despre faptul că romanul acesta al Celei Serghi a apărut în același an cu romanul Enigma Otiliei și a fost mai bine vândut, însă la școală este obligatoriu să citim Enigma Otiliei. Este un mister pentru mine și vreau să-l deslușesc cât mai curând, să înțeleg de ce nu ne-a fost adusă în atenție și Cela Serghi în literatura universală, adică obligatorie. Ce ai simțit? Ce te-a atras cel mai tare la romanul acesta? M-a atras povestea, pentru că este vorba despre un personaj feminin care pornește dintr-o familie cu puține posibilități, ceea ce se întâmplă cu foarte mulți artiști. Și citind ulterior și celelalte romane ale Celei Serghi, dintre care Mirona sau Gențiane, am observat că Cela Serghi urmărește cumva aceeași linie, adică toate protagonistele ei sunt personaje feminine care întâmpină foarte multe dificultăți pe traseul destinului lor. Și toate sunt niște femei ambițioase și toate sunt niște femei care luptă foarte mult pentru a ajunge ceea ce își doresc ele. De pildă, în Gențiane este vorba despre Rada, care își dorește să fie regizor și ca să ajungă să fie regizor muncește foarte mult ca soră în spital, ca infirmier și în perioada aia erau niște condiții destul de rele. Când ajunge să-și cumpere în sfârșit o pereche de pantofi de lac, deși o băteau foarte tare, îi poartă în continuare pentru că numai pe ea avea. Și în cele din urmă ajunge să fie regizor, dar nu recunoscut așa cum și-ar dori. Și cumva ne trezește la realitate când citim câte un roman de genul ăsta și ne amintim că, mai ales noi cei născuți după 90, eu de exemplu, am trăit cumva vremuri bune, adică nu prea am trecut prin lucruri dificile. Părinții sau bunicii noștri știu ce înseamnă o viață grea, dar nouă ne-a fost oferit totul de-a gata cumva. Adică nu prea știm cu adevărat ce sunt greutățile. Și citind asemenea romane putem să apreciem mai mult ceea ce avem și să ne dăm seama că noi nu muncim chiar atât de mult cum credem noi că o facem. Pentru că avem foarte multe oportunități, iată, avem viața online, avem atâtea metode de a ne de a ieși la lumină, știi? Că tot mi-ai deschis apetitul pentru subiectul acesta despre citit. Care e spațiul în care îți place să citești cel mai mult? În grădină? Ai tu un culcuș făcut în casă, organizat? Da, îmi place să citesc afară. Pe mine mă inspiră și locul în care locuiesc.
Îmi place foarte mult că este liniște și cumva cred că am atras tot ceea ce am acum în viața mea, inclusiv locul în care locuiesc, inclusiv persoana lângă care mă aflu. Am atras pentru că toate lucrurile astea mă inspiră și mă ajută să mă conectez cu mine. Îmi place să citesc și afară, stând lângă căței mei, pentru că ei stau la picioarele mele și înțeleg parcă că nu trebuie să mă deranjeze, stau foarte cuminți, iar eu stau și citesc acolo, sau pe terasă. În casă se întâmplă mai rar să citesc, adică s-a întâmplat mai rar să citesc în perioada asta, fiindcă a fost cald, dar dacă tot a venit toamna, cred că am să mă pun bine pe canapea cu un ceai sau o cafea. Și imaginez o poză cu tine pe terasă, afară, cu ceaiul, cu cani. Să fie perne, să fie pături, sunt o persoană foarte romantică, foarte nostalgică și îmi place să mă înconjor de tot felul de lucruri care mi oferă inspirație, cum ai zis tu. Cum vezi tu lumea din exterior, fiind prinsă în cărți, în colțișorul tău, pe care ți l-ai imaginat și ți l-ai creat așa cum ți-ai dorit? Cum vezi lumea din exterior? Oamenii, nu știu, din oraș, că tu te-ai retras un pic spre zona asta de rural. Cum vezi oamenii din exterior? Agitația din oraș? Oamenii care caută întotdeauna parcă ceva? Cred că toți se vor întoarce și toți, mai ales în ultima perioadă, am observat că s-a și discutat despre oameni care în perioada aceasta au căutat să se mute la țară ori la sat. Știi, cândva, mai precis, poate pe vremea părinților mei, bunicilor, se spunea că te vei retrage cândva la pensie, știi? Însă să știi că acum, în momentul în care ne aflăm, în anul 2020, tineri de vârsta mea, sau poate chiar mai tineri, deja au făcut pasul ăsta pentru că au observat că noi suntem viitorul, dar nu în sensul în care ni se spunea că trebuie să muncim pentru alții neapărat. Noi suntem viitorul în sensul în care trebuie să muncim noi pentru noi, în care putem să ne luăm o bucată de pământ, în loc să ne cumpărăm apartamente extraordinar de scumpe, putem să investim altfel banii aia și să muncim, poate și un pic cu mâinile, fizic, în pământ, la un moment dat. Să ai un petec de grădină și să-ți îngrijești tu mâncarea și să fii mai atent la viața ta, nu înseamnă că ai nu știu ce vârstă, înseamnă că ești un om responsabil de la orice vârstă. Sau că poți să alegi mai de curând decât o făceau oamenii odată, pentru că se spunea înțelepciunea vine odată cu vârsta, știi? Eu văd mulți oameni înțelepți în jurul meu, mulți tineri înțelepți. De multe ori privesc în jurul meu și îmi dau seama că noi suntem, noi, generația noastră, suntem o generație destul de trezită. Adică am ajuns la anumite idei la care părinții noștri poate abia acum sau bunicii noștri abia acum ajung, știi? Și noi deja suntem acolo. Nu mai zic de generația care vine din urmă. Însă noi, pentru că sunt o fană a generației mele, cred că suntem cumva la limită. Cei care vin din urma noastră sunt prea atrași de tehnologie și uită un pic de esența lucrurilor. Însă noi cumva suntem exact acolo unde trebuie. Dacă ai avea posibilitatea să te naști într-un alt timp, care ar fi acela? Am o prietenă sau chiar mai multe prietene. Una sigur care mi-a spus că de multe ori mă vede ca și cum eu n-aș fi, adică sufletul meu nu-i de aici, nu-i din epoca asta. Îmi place foarte mult să citesc și cred că de acolo vine pofta, despre acele perioade când femeile purtau rochii. Aici vreau să ajung, Diana. Da, rochii de epocă, când exista un alt fel de stil de viață. Dar, uite, ca să fac o glumă, chiar am citit recent despre cineva care zicea, cam ce spun eu acum, dar primise un comentariu care zicea ceva de genul și ți-ar fi plăcut să ai păduchi? Pentru că perucile care se purtau atunci sau faptul că oamenii nu se spălau prea des atunci, adică noi vedem partea din afară, știi, totul frumos, dar erau și câteva lucruri mai puțin plăcute pe atunci și ăsta era unul din acele lucruri, da. Dar într-adevăr, eu de multe ori simt că sufletul meu este un pic bătrân, să spunem așa,
pentru că văd lucrurile altfel, dar mă gândesc cu groază cum am să le văd peste niște ani. Chiar vorbeam curând cu cineva și spuneam că nu știu ce am să mă fac peste niște ani dacă eu văd lucrurile destul de profund acum, știi? Trebuie să, la un moment dat trebuie să găsesc calea de mijloc să mă detașez. Cum a afectat pandemia de coronavirus activitatea ta cu elevii? Noi a trebuit să trecem în plan online, la fel ca majoritatea colegilor noștri de breaslă. Ne-a afectat pentru că majoritatea dintre ei s-au pierdut pe drum, să știi. Poate că așa a fost să fie, pentru că poate în perioada asta majoritatea și-au dat seama cu adevărat ce fac, știi? Era la un moment dat o expresie, opriți planeta, vreau să cobor. Nu știu dacă ai citit-o și tu, funcționa pe Facebook, era pe Facebook. Și în momentul ăla s-a întâmplat. Adică a trebuit să coboare toată lumea din ceea ce făcea. Așa s-a întâmplat și cu parte din copiii cu care lucram și care și-au dat seama că poate nu făceau 100% ceea ce își doreau ei. Poate erau aduși acolo mai mult de părinți sau, nu știu, alt context decât cel al voinței lor. Și atunci, în perioada asta, mulți din ei au renunțat. Am rămas cu cei care, ce să zic, mi se par cei mai dragi, cei mai iubiți și m-am apropiat foarte mult de ei pentru că sunt... câte 7 luni de când lucrăm în online. E ceva timp. Dar noi am început chiar din martie să lucrăm online, deci de când a trebuit să închidem ca să protejăm copiii, am mers pe online și încă mă mir că funcționează pentru că mi-este dor să pot avea acea interacțiune față în față. Schimbă mult lucrurile și am nevoie de energia lor ca să îi simt așa printr-un ecran. Eu oricum sunt genul de profesor care îi întreb tot timpul cum se simt, îi rog să-mi povestească cum a fost la școală, adică nu încep propriu zis lucrurile, hai, acum că a început ora de 5 minute, dar să știi că se deschid mai greu, adică înainte îmi vorbeau foarte mult, îmi povesteau foarte mult, pentru că se întâlneau unii cu alții și se luau unii cu alții, știi, tu ce ai mai făcut? Începea să povestească unul, știi foarte bine ce se întâmpla acolo, era o explozie de energie, pe când acum... scot cu cleștele cuvintele de la ei. Un pic ecranul ăla vorbește de la sine. Cum vezi viitorul în direcția aceasta? Da, viitorul... Ai optat înainte să pun întrebarea, ai simțit ce urmează? Da, păi ți-am spus chiar înainte să intrăm că îmi doresc să se termine această perioadă pe care ne-a afectat pe toți. Viitorul se pare că va fi în online. Eu ce mă gândesc este că, chiar dacă poate noi nu ne-am dat seama, dar online-ul ne-a acaparat viețile de ceva timp. În schimb, au mai fost printre noi persoane care au reușit să funcționeze și fără online. Încă cunosc persoane care nici nu au cont de Facebook, poate știi, au mai fost câteva persoane. Ei, eu cred că în pandemia asta și mai ales la cum decurg lucrurile, nu prea mai poți să nu ai acces la online, pentru că nu mai ai parte de legătură cu comunitatea, nu mai știi nimic dacă nu ești în online. Și atunci, probabil prin această perioadă, ne-a fost demonstrat din nou faptul că noi vom funcționa așa de acum. Poate că trebuie să ne adaptăm, că așa fac oamenii inteligenți. Nu, trebuie să ne adaptăm și să ne obișnuim că poate așa vor fi lucrurile de acum încolo. Deși nu este plăcut. Dar dacă așa va fi, ce vom putea face? Apropo de încercări și dificultăți. Poate asta nu este o încercare atât de groaznică pe cât ni se pare nouă. Poate peste niște ani o să ne dăm seama că n-a fost cine știe ce. Dar acum, pe moment, pentru că e o perioadă de tranziție așa între normalul dinainte și normalul de acum, încă ne adaptăm. Adică cu toții am trăit cu impresia că se va termina. Când? Luna viitoare. Încă o lună. Știi cum a fost? Se prelungește starea de urgență și încă o lună și încă o lună și trăiam cu impresia că se termină, o să revină lucrurile la normal. Și acum când constatăm că e posibil să nu se întâmple lucrul ăsta, eu personal voi face ce pot mai bine. Voi încerca să fiu un profesor așa cât pot eu de bun și prin ecran. Voi încerca să mă adaptez, să dau teme care să poată fi făcute și de la distanță și să fac ce ține de mine, pentru că, din păcate, nu ține de noi ce se întâmplă. Când vezi că se vor termina toate lucrurile acestea? Sau dacă ai creionat cumva un plan de revenire?
în cazul în care se vor micșora numărul de cazuri? Da, există un plan de revenire. Nu știu ce se va întâmpla cu spațiul unde predam înainte, pentru că, după cum am spus, a trebuit să-l închidem, dar va trebui să revenim la un moment dat, poate nu exact ca înainte, poate cu alte măsuri de igienă decât cele dinainte, dar o vom face. Momentan consider că încă nu este un moment oportun pentru acest lucru. Situația este în continuare destul de dificilă, după cum știm cu toții, iar eu îmi doresc foarte mult să protejez copiii și pe mine în același timp. Sunt profesori din Iași care au cluburi private care și-au început activitatea încă din luna aprilie, cred eu. Știu. Ce părere ai tu despre acest lucru? Ianca, părerea mea este că fiecare trebuie să-și asume deciziile pe care le ia și atât. Nu vreau să comentez în direcția asta, mă abțin. Da, adică eu pot decide pentru mine, scuze, eu pot decide pentru mine așa cum fiecare decide pentru el și mi-ar plăcea ca toți sau din ce în ce mai mulți să punem pe primul loc, odată pentru totdeauna, alte aspecte decât cele financiare. Bun, asta mi-a plăcut. Ce? Pe plan profesional cu muzica, pe plan personal cu muzica, ce intenționezi să faci? Știu că te afectă și pe partea asta, că tu aveai cântări. Da, am avut pauză. Pentru mine a fost foarte bine. Iată, îmi pare rău că spun asta, dar a fost foarte bine faptul că am avut acest moment de pauză cu evenimentele. Eu cântând de mai bine de 10 ani, mai în fiecare weekend, aveam nevoie să știu ce este un weekend adevărat, să dorm în Ai mai reveni acum la ritmul în care erai angrenată anterior? Sincer nu, dar o voi face. O voi face, nu știu pentru cât timp, probabil pentru un an, doi, dar o vom mai face. În schimb, dând la o parte latura cu evenimentele, eu nu sunt doar Diana care merge la evenimente, care cântă într-un band. În perioada asta am început să compun. Am compus câteva piese. Noroc că le-am pe soțul meu, care e un foarte bun critic și nu m-a lăsat să le scot chiar de toate. Ce ți-a zis? Ce ți-a zis? La alea care nu erau tu entuziasmat, îmi imaginez. Da, hai, uite ce fac. Și el? Ce zice? De exemplu, când e mai critic, așa. Poți mai bine de atât, așa îmi spune. Știi ce zici? Nu te superi? Nu. Din punctul ăsta de vedere, cred că sunt o persoană foarte ok. Ce îi spui? Care e reacția ta? Dai seama că... Te neci! Da, de unde mă cred eu super, știi? Deodată sunt... ok, dar sunt și foarte ascultătoare de fel, pentru că eu ascult pe oamenii care știu sigur că mă iubesc în general. Chiar dacă, să zic că nu-mi cade 100% bine, dar după aceea îmi dau seama. În schimb, uite, am reușit să compun o piesă acum, care va ieși de Crăciun, va fi o surpriză. Și a plăcut și soțului meu foarte mult. Adică el are foarte mari pretenții de la mine, în sensul în care el știe că sunt un om muncit, adică un om care a trecut prin niște lucruri cu muzica și nu mă lasă niciodată să scot la lumină ceva superficial sau numai ca să fie. Și tot timpul îmi spune, ai răbdare și când ieși, ieși ca lumea. Iar acum mi-a plăcut și lui foarte mult și chiar mi-a plăcut și mie, pentru că undeva în sufletul meu am sesizat că atunci când cer o a doua sau a treia părere, nici eu nu sunt foarte sigură, știi? Atunci când sunt foarte sigură, parcă nici nu mai vine să întreb. Și m-am dus direct și am spus, am compus ceva ca lumea, o să-ți placă. Și așa a fost. Ai compus la pian versuri? La pian, da, am compus versurile, eu fiind la pian, deci așa va fi momentul. Cu mine cântând și cu vocea și la pian și alături de mine va fi și violonista Mirona Matlinski, care este și prietena mea cea mai bună și care va fi alături de mine. Sperăm să vă placă ce vă să iasă. De Crăciun se va întâmpla minunea. Înțelegi? Că tot e cu minunea de Crăciun. Chiar se va întâmpla această. Poate luna decembrie la început, ca să ne obișnuim ca până la Crăciun sau chiar atunci? Nu, eu aș fi vrut și acum, dar bineînțeles că, cum ai spune, cu răbdarea e cale lungă. Adică
Este o melodie specifică, presupun, da, de Crăciun. Da, este cu mesaj de Crăciun. Se bine numește... că vrei și de acum, da. Da, se numește Vino timpule de iarnă și ca să mă raportez la întrebările pe care mi le-ai pus tu, chiar așa s-a întâmplat. Stăteam la geam și a fost chiar prima zi de toamnă oficială, adică a fost o dimineață super rece, știi? Toamna a început din septembrie, dar a fost destul de cald. Însă, într-o dimineață a venit așa un aer super rece de toamnă și din prima așa m-am gândit la iarnă și am zis, mamă, hai odată, hai să fie Crăciun, să uităm un pic de toată nebunia de anul ăsta și fix așa m-am gândit, vino timpule de iarnă, știi? Și așa se și intitulează melodia, vino timpule de iarnă. Pentru că de acolo a pornit și zice în felul următor, vino timpule de iarnă, că am trecut deja prin toamnă, ceea ce se va și întâmpla cumva prin noiembrie, să zic. Abia așteptăm. Da, și eu. Eu sunt cea mai nerăbdătoare, dar lucrez cu mine foarte mult. O să filmez și un clip. Da. Ai vorbit cu cineva deja? Da. Ai și regia în cap? Da. Totul este acolo. Și cum vei fi îmbrăcată? Totul. Totul. Am impresia că nici nu pot să mă odihnesc noaptea cum pun capul jos. Deja, probabil se întâmplă, știi? Da. Fac filmele mele. Da, mă va ajuta Lorin Dereanu, care este la Lorin Art și are și el... Chiar se uită și el la emisiune, să știi. Cred că se uită, da? Da. Salut, Lorin! Adică se uita mai înainte, acum dacă nu se uită, Lorin, a pierdut, da, salutul. Lorin a fost cel care a surprins în imagini și nunta noastră de anul acesta, mă rog. Am crezut că vrei să fii nuntă de argint, că ai spus nunta noastră de a... Da, și este și el un fan al poveștilor. În schimb, nu l-am lăsat foarte mult să dea fru imaginației, nu i-am dat foarte multe detalii despre cum îmi doresc să fie videoclipul, pentru că multe lucruri se schimbă pe parcurs. Eu sunt o persoană care mă las dusă de val, deși zice Seneca că nu-i bine lucrul ăsta. Dar îmi place foarte mult să iau lucrurile așa, cu energia care vine cu fiecare zi. Probabil ți se întâmplă, nu? Să ai un anumit vibe, cum se spune acum. Entuziasm. Da, da, da. Care ar fi următorul pas în cariera ta? Am vorbit și despre poezie, am vorbit despre muzică, despre profesorat. Ce ne mai pregătești? Că stăm așa, știi? Da. Ce să zic? Sper să reușesc să le duc pe toate la bun sfârșit, adică să reușesc să-mi văd cartea în librăria online, să reușesc să văd scoasă această piesă frumoasă de iarnă și sper să aduc așa multă energie bună în sufletele oamenilor care sunt într-o perioadă dificilă și știm cu toții că anul ăsta a fost greu și avem nevoie să ne detașăm de tot ce a fost și să uităm măcar, dacă nu e să putem schimba noi lucrurile, măcar să uităm puțin de ele. Iar dacă va fi totul bine, îmi doresc să continui pe partea literară mai mult, adică să dau mai mult din mine în direcția aceasta. Îmi doresc poate să fac un doctorat în literatură. Asta e prima oară, domnilor și domnilor, așa, prima oară pe live. Diana, da. Maria Vârdeș începe un doctorat pe literatură. Da, cred că profesoara mea de limba română ar fi foarte, foarte mândră de mine. Caut-o! O am pe Facebook, doamna Georgiana Mânase Cozma și mi-amintesc că citeam Doamna Bovary vara asta și am postat la un moment dat o fotografie în care nu se vedea mare lucru din ce scrie. Era scrisul mic, era doar cartea, se vedea un pic din cățelușa mea, dar doamna a și scris, citești Doamna Bovary. Apoi m-am uitat cu zoom și mi-am dat seama că se vedea un nume, era Charles acolo. Și mi-am dat seama că noi suntem conectate și doamna știe tot timpul de mine, chiar și așa, prin varianta asta online. Și ea tot timpul a crezut în mine, chiar și când eram în liceu și nu luam cele mai bune premii la Olimpiadă, chiar îmi pare rău pentru asta. Adică nu eram tot timpul pe primul loc, știi? Dar ea îmi spunea în fiecare an să merg la Olimpiadă. Niciodată nu era dezamăgită. Tot timpul avea așa o încredere în mine nemărginită, mi-a transmis 100%, știi? Și cred că ar fi foarte mândră de mine, dar și eu, pentru că așa cum îți spuneam înainte să începem, visez cu ochii deschiși la un amfiteatru unde să pot discuta cu studenții despre Shakespeare, să vorbim despre literatura adevărată, să discutăm, să avem tot felul de... nu știu, momente din astea memorabile pe care eu nu prea le-am avut, sincer. Adică să mă întâlnesc cu mai multă lume, să discutăm subiecte din cărți, să ne facem propuneri de cărți, să
avem discuții de genul ăsta. Ce înseamnă familia pentru tine, Diana? Că tu ai familia ta acum, de ceva timp de fapt, dar oficial, cu căsătorie, cu tot. De curând ai făcut nunta. Ce înseamnă familia pentru tine? Pentru mine familia este acel loc în care mă întorc și totul este bine. Adică oriunde aș pleca în lumea asta, pentru că oricum prin natura meseriei călătoresc în mod normal, nu acum, în perioada asta, destul de mult. Și familia pentru mine asta înseamnă locul unde mă întorc și unde stau liniștită și totul este bine. Înseamnă un confort psihic, familia pentru mine. Înseamnă trecerea peste orice impediment, înseamnă siguranță, înseamnă multă încredere și e o stare pe care nici nu pot să o descriu. Dar asta înseamnă familia pentru mine, căldură. Și știi sentimentul ăla pe care mulți din noi cumva îl aducem la lumină numai de Crăciun? Când toți zicem, lasă măi că e Crăciunul, hai să ne împăcăm și cu Nea Vasile și vecina de la 3, mă duc să-i duc un cozonac, știi? Nu știu, sentimentul ăla ar trebui să-l experimentăm mai des, știi? Și asta ar trebui să se întâmple în familie, părerea mea, adică să învățăm să nu ținem mânie, să învățăm că acolo totul se poate rezolva, că comunicarea e baza. Sunt lucruri pe care dacă le-am experimentat mai bine în familie, am putea să le dăm mai departe și în viața noastră de zi cu zi, știi? Și la serviciu și în relația cu prietenii. Dacă ar fi să descrii familia în 5 cuvinte, cum ai descrie? Deci familia trebuie să însemne siguranță. 1. Da, trebuie să însemne încredere. 2. Trebuie să însemne comunicare. Mai bine aș fi pus asta pe locul 1, dar bine și pe locul 3. Comunicare, trebuie să însemne iubire. Și asta ar fi mers la iubire și împlinire. Adică să te simți perfect împlinit cu tine, adică așa, nu știu, un sentiment unic și știi când îl ai, adică nu poți să-l explici, știi că este ce trebuie, pur și simplu știi, pentru că mai ales noi femeile avem acea intuiție de aur, știi? De asta de multe ori se întâmplă ca bărbații să nu-și dea seama când sunt în locul potrivit, dar femeile știu când ceva este așa cum trebuie, știi? De-aia femeia este ca un stâlp, chiar dacă se spune că bărbatul este, știi? Dar de fapt, femeia este totul. Îmi place asta. Dacă primești toate aceste lucruri frumoase din cadrul familiei, din sânul familiei, de ce avem noi nevoie și de carieră? Cariera, ce înseamnă cariera de fapt? Cum ai defini cariera? Pentru că ești o persoană și carieristică. Încerci mai multe laturi ale artei, nu doar una. Vrei mai de curând să fii și profesor, literatură. Da. Cum ai defini cariera și de ce avem nevoie și de carieră? Cred că dincolo de esența noastră, că avem harul pe care îl avem și toți trebuie să-l ducem mai departe, trebuie, în mod firesc cred că facem asta. Și așa urmează lucrurile, fluxul firesc, știi? Și se întâmplă să ajungi să faci sau să ai un serviciu în funcție de talentul pe care îl ai, știi? Și asta se întâmplă pentru că trăim într-o societate, știi? Dar dincolo de asta trebuie să nu neglijăm și aspectul financiar, care este foarte important. De altfel, într-o familie, știi? Pentru că degeaba există iubire și înțelegere dacă, de exemplu, ai nu știu câți copii pe care nu poți să-i întreții sau nu poți să-i duci la școală și de aici vin și alte probleme. Deci, cariera ar trebui să însemne, în primul rând, stabilitate financiară, din punctul meu de vedere. Și cred că orice om care vrea să-și întemeieze o familie ar trebui să privească, în primul rând, dacă are cu ce susține familia respectivă. Pentru că nu se numește, din punctul meu, iubire, dacă tu te gândești la faptul că nu o să ai cu ce să întreții familia, dar totuși vrei familia respectivă. Nu-i de ajuns, înțelegi? Toate, la un moment dat, vor fi în zadar dacă va fi foame, într-un cuvânt, pentru că se întâmplă în România. Din păcate. Da. Din punctul meu de vedere, așa trebuie să fie lucrurile, adică să ai și o bază, să ai un serviciu, cariera poate însemna, din punctul meu de vedere, carieră
Nu înseamnă musai serviciul, da? Pentru că serviciul îl ai, îl faci, cum am spus, îți oferă o stabilitate financiară. Pentru, din punctul meu de vedere, cariera înseamnă ceva mai mult. Adică să spunem că din, nu știu, câți oameni care fac un anumit lucru, 2-3 se remarcă, știi? Și fac o carieră. Și pentru mine asta înseamnă că faci ceva mai mult decât ceilalți. Cel puțin așa sună în mintea mea, știi? Dar poate pentru alții înseamnă altceva. Începând de astăzi din maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni, am o provocare nouă. Și am zis că să încep cu tine. Chiar, nu mai știu unde am văzut asta și cred că nu e o idee originală, dar mi se pare super tare. Hai. Pentru că tu ești interpretă de muzică vocală, mă gândesc așa, să-ți dau un cuvânt. Deci un singur cuvânt și tu asociezi cuvântul acela cu o piesă și fredonezi un vers, două din piesa respectivă. Hai să încercăm. Mi-a venit dimineața ideea și cred că e bună. Hai. Bun. Să încep cu ceva simplu. E să punem basma. Aole, stai că știu cu basma. Aseară ți-am luat basma, la 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 la. Și acum te văd fără ea, la 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 la. Cine ți-a mai luat basma, la 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 la. Bun, două măi versuri Bianca. Sunt. Două versuri sunt, că vreau să-ți dau mai multe. Bun, ia să vedem. Dacă aveți recomandări, le puteți scrie pe pagina noastră de Facebook. Iar eu o voi provoca pe Diana. Să știi că și, uite, și Angela Bârjoveanu este alături de noi. Poți salut, să salut Angela. Și pe ea. Salut. Da, ia să vedem că mai avem aici persoane care ne urmăresc. A spus, Angela Bârjoveanu a spus că ești extraordinară. Mai ai persoane care spun felicitări, Diana, cât de departe și frumos ai ajuns. Hai să citești. Drăguț. După aceea. Drăguț. Ia să vedem. Cămașă. Oh, mă gândesc acum la Lidia Buble, că avea eu piesă cu... Hai, cred că știu și pe asta. Ia stai să mă gândesc. La mine o cămașă, na 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 na. Dar poți lăsa la mine o cămașă. Așa era? Da, da. Am zis cămașă, gata. Sărbători. Sărbătorile. Sărbători. Sărbătorile vin, sărbătorile vin. Asta era de la Coca-Cola, nu? Nu-i reclamă, nu? Oricum, suntem pe online. Heart. Adică inimă, adică așa. Da. Celine Dion, of course. My heart will go on, go on. Cum era? Every night in my dream I feel you, I see. Hai mai, cum era refrenul la My Heart Will Go On? Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go on. Am zis heart. Uite că pentru data viitoare, când am să mai am un interpret vocal, am să-mi notez cuvintele pe foaie ca să nu mai aștept urmăritorii noștri până mă mai gândesc. Uite, dar apropo de asociere, vezi ce înseamnă asocierea din creierul nostru? Un singur cuvânt deja mă trimite la un interpret. Acum o să-ți dau niște stări, adică o să-ți spun niște stări și tu alegi o piesă. Cânti două versuri din piesa respectivă, dar care să ne trimită cumva cu gândul la starea respectivă. Hai! Mai fain jocul, nu? Place. Vai, da. Mă gândeam că e de bravo, Bianca. Sper să funcționeze. Vai. Melancolie. Și să cânt cu asta? Da. Mirabela Dauer. Melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor. Îți dau o stare și alegi orice piesă vrei tu cu starea respectivă, dar care să ne trimită la starea respectivă. Deci da, poate să nu fie neapărat cuvântul. Nu, nu cuvântul, da. Ok, bun, hai. Tristețe. Mamă, ce mus multe. Știi că iubirea schimbă tot, n-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva de teamă că ai plecat. Știi că o vorbă schimbă tot, chiar dacă arunci întâmplător. Dar ți-am iertat orice păcat și încă o mai fac, fiindcă iubirea schimbă tot. Tristă? Ți-a părut tristă? Da, e așa, știi că ți-am iertat orice păcat. Ceva de genul,
Stai, acum m-am gândit direct la piesa aia, Blestem, știi? Cine iubește și lasă? Asta ar putere. Fi... Putere. Puterea unei femei. Mă gândesc din nou la Andra. Dar hai că nu musai, nu musai. Putere, putere. Mamă, ajută-mă. Am Adele. Ah, da. Adele. Lady Gaga, Adele. Ah, Lady Gaga, da. Hello from the Lady Gaga, asta e Adele. Hello from the other side. Asta când cântai de pe partea cealaltă de suferință, da. Da, într-adevăr Lady Gaga cu Shallow aș putea. Da. Măi, cum era Shallow? Mamă. Așa, stai că vreau tot refrenul, măi. Nu pot să cred că nu mi-am eu n-am atins cash cu noi. Help us. In the shallow, shallow, in the shallow, shallow. Bradley Cooper, mamă. Îmi place la nebunie Bradley Cooper. Jazz. Oh. Andra Botez, asocier în creierul meu, jazz. Mama, am câteva. Poți să transformi și o piesă pe care o știi tu într-o linie jazz. Opera. Ah. Okay. Oh, ai făcut exact ca la știi de ce plâng chitarele? Ai făcut pe exemplu acela. Mamă, ar fi ceva aici. Știi ce vreau să cânt? Chiesa aia pe operă. Cine iubește și lasă? Cine iubește și lasă? Dumnezeu să-i dea pe ta. Dumnezeu să-i dea pedapsă. Mi-ai ceva, nu? Da! E acum improvizată, da, nu? Da, da. Eu ce nu la. Uite, doamna Angela Burjovianu îți spune să cânti ceva de mamă. Oh, mulțumesc, Angela. Ești o mamă incurabilă. Bine, hai, șahmat. Mi-ai făcut-o, nu știu, pe aia lui Ianis. Da, mai trebuie promovată un pic așa. Bine, ok, hai. Și în română ca să... Dăm două secunde, nu știu. Stai o secundă acum, imediat o să vină și asta. Provocări dacă mai aveți pentru Diana, le puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, iar eu le voi transmite. Da. Mamă frumoasă, primul meu rai, rămâi cu mine, te rog, mai stai. Cum era? Fram de măslin, n-a venit vremea, mai stai puțin. Cum era mai asta cu ram de măslin? N-a venit vremea, mai stai puțin, Angelo, că poate îmi vine inspirația mai târziu. Sărbătoare. A, sărbătoare, sărbătoare. Asta tot cu Crăciunul vine ceva. Mă gândesc la fuego. Uite, vezi ce interesant e? Eu am spus cuvântul sărbători, m-am gândit la o piesă populară, te-ai gândit la Crăciun. Vezi da, cum, asta ce mi-e diferit. Da. Da, da, pentru că rețelele noastre neurologice da, sunt diferite. Vine, azi că îmi place asta cu sărbătoarea de mintea ta. Am venit cu voie bună, hai bună seara, dar să petrecem împreună, hai bună seara. Da un petrec și și-om juca, hai bună seara, inima ne-o bucura, hai bună seara. Hai, bravo! Îți vine ție ceva acum? Eu ar trebui să fiu cea creativă. Iubit. Iubit, da. Mireasă. Da. Că tot suntem pe tematică. Da. Hai măi. Ești mireasă pe tine. Nu știu, nu prea cu piesele astea, știi? Acum nu, gata, simt că mi-am pierdut inspirația. Probabil jocul ăsta l-am jucat prea mult. Hai, Bianca. Deci, da, deci cât îmi recomand să fac așa pentru invitat? 5 minute, așa, că după aceea
se face scurt circuit. Da? Păi să-mi pregătesc cuvintele dinainte ca să nu fac niciun scurt circuit, că am făcut și un pic. Da. Uite, a spus Angela că i-au dat lacrimile. Oh, ce drăguț! Trimite-ți-ne o poză. Da, nu te credem, Angela, nu te credem. Da, ar fi... Ai la damas triste que el silencio el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí llenarte de mí. Piesa asta am cântat-o cu soțul meu la nuntă și de asta mi-am amintit de ea că ne-ai zis acum mireasă. Ce frumos! Dar, uite, a spus Angela să spui ia-ți mireasă zilele. Mai Angela, cu pandemia asta, Doamne, să n-ajungem de subiectul ăla că a fost ceva cazul. Și acum... Diana, da, știi vreo poezie de-a ta pe de rost? Oh. Știi de ce plâng chitarele? Mamă, uite, era să-mi scap și telefon. Nu știu dacă știu una integral. Măcar așa o strofă. Dar îmi amintesc de o strofă acum, da. Un pic așa mai drama queen, cum sunt eu când mă duc acasă, da, știi, și intru în colțul meu de nostalgie. Poate cineva vorbi cu tine când intri în colțul tău? Nu prea. Soțul meu, săracul, se uită la mine așa. Și zice, tu pare o persoană și mai spun, tu pare o persoană așa foarte vesel, cum? Bipolară sper că nu sunt, dar știi care este ideea? Poeții au în interiorul lor o altă lume, știi? Vreau să mă dau poet acum, pentru că încă nu sunt, dar așa simt că sunt tot eu acolo. Zice strofa în felul următor, că adevărații vinovați se învrăjbesc unii pe alții, chiar dacă, la fel ca toți frații, la moarte sunt condamnați. Interesant. Asta e de meditat, nu e așa de ușor de digerat. Da, e cu dublu sens. Da. Ceva de primăvară, de toamnă, de anotimpuri ai? E toamnă în odaie, în vise și în... Era ceva. Uite, propria mea poezie. Ei, toamnă în odaie și în vise și în cuvinte promise. Și e toamnă în golul din noi, când nu fer de sânge se strâng din noroi. Ce frumos! Mie mi-a plăcut de la Lucian Blaga în liceu metafora asta cu nu feri, pentru că e ceva la care putem cugeta noi toți, nu doar unii din noi, că nu ferul luat din noroi, adică poți să ai imaginea asta cu noroiul și cu nufărul, să vezi ce contrast iese de aici. Nufărul care eu așa-l văd ca un simbol al purității, știi? Alb, luminos, știi? Și cum iei din acea mocirlă, știi, nufărul și obții o altă imagine. Adică asta înseamnă că în fiecare din noi, Bianca, există acel nufăr. Nu vreau să filozofez foarte mult, dar adevărul este că noi toți avem un nufăr înăuntru nostru. Adevărul este că e atât de greu să nu hrănim lupul din noi, știi? Adică partea rea din noi, pentru că e atât de la îndemână să fim răi și e atât de greu să ne înfrânăm acel instinct animalic, știi? Și să ne raportăm la nufărul din noi, adică la partea bună din noi, pe care o avem cu toții. Știi? Și când mă gândesc la metafora asta, mă gândesc la faptul că acum ceva ani, când începusem eu să filozofez la natura ființei umane și la instinctele noastre primare și la ceea ce ne vine cel mai ușor să facem pentru că e mai simplu, și catalogam tot timpul la extreme, oamenii sunt răi sau buni, și spuneam foarte ușor, e foarte ușor să pui eticheta asta, știi? Omul ăla e rău sau omul ăla e bun. Și știu că soțul meu îmi spunea, și îmi spune și acum, că nu există oameni răi, există doar oameni rătăciți. Știi? Și mereu când mă enervez pe cineva, mă raportez la acest lucru, știi? Și îmi spun că nu știi ce e în sufletul omului, ce viață are, adică noi luăm doar exteriorul, ce vedem noi, dar în sufletul omului e mai mult de atât. Și să încercăm, spun eu, să ne ajutăm unii pe alții, pentru că lumea așa este cum este. Să nu ne învrăjbim unii pe alții, pentru că oricum la moarte suntem condamnați. Asta am vrut să spun strofa dinainte.
Diana, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. A trecut, iată, o oră aproape. Cumva ai lăsat un mesaj urmăritorilor noștri cu versurile tale, cu strofele tale, dar o ultimă provocare, așa, până la următoarea invitație, până mai îngreunez. Nu mă vei uita niciodată. Niciodată. Am scris o poezie, Bianca, când ajung acasă. Apropo de finalul emisiunii, ceea ce ar trebui să lase de gândit urmăritorilor noștri, care mă văd acum și dintre ei poate mă și cunosc, la un moment dat mai scriam eu, apropo de platformele online pe Facebook, că trebuie să ai mare grijă cum te porți sau cum vorbești cu un scriitor, pentru că nici nu știi când va scrie despre tine. Voi mă scuzați. Nu, dar tu ești ok. Sunt ok momentan, da. Sunt pe lista verde. Te-aș ruga să transmiți un mesaj de la suflet la sufletul urmăritorilor noștri, care din vari motive renunță la visele lor. Eu ceea ce apreciez la tine și cred că mulți dintre urmăritorii noștri o fac, este faptul că nu te-ai oprit la o singură pasiune. Deci tu ai început cu cântatul, după care ai descoperit pasiunea pentru profesorat, după care probabil și în acest timp poezia. Deci întotdeauna ai căutat să-ți satisfaci toate nevoile sufletului din latura aceasta. Ce-i sfătuiești tu pe oameni? Să te uiți în camera aceea ca să fie și melodramatic. Da, sfatul meu, nu știu, da, e un sfat. Este că trebuie să ne urmăm tot timpul instinctele bune. Adică acea lumină din noi, acea intuiție care este vocea noastră interioară și care săraca se zbate și ne spune tot timpul ce e de făcut, dar noi ne încălcim mințile și ne complicăm existența foarte mult când este foarte clar la ce ne pricepem noi cel mai bine. Cu acel lucru trebuie mers înainte, cu lucru care ți iese cel mai bine, cu cel mai puțin efort. Acela este lucru cu care trebuie să continui, aceea este vocația ta. Și nu trebuie să te oprești niciodată, dar absolut niciodată. Câtă vreme poți merge pe picioare, câtă vreme ai zâmbetul pe buze, tot timpul este loc de mai bine. Așa. Mulțumim tare mult, Diana. Te mai așteptăm. Cu drag și vă mulțumesc mult de invitație. A fost o onoare. Cu mare drag și te mai așteptăm pe la noi. Unde putem urmări momentul în care îți vei lansa cartea? Pe pagina mea de Facebook, pe Diana Maria Urdeș, acolo unde postez toată activitatea mea, indiferent de domeniul literar sau muzical, voi posta acolo link-ul librăriei online, de unde se poate comanda cartea și o veți putea obține, dar în același timp voi anunța și lansarea cărții, pe care o voi face, bineînțeles, într-un cadru restrâns, unde ești și tu invitată. Asta-i. Deci sunt pe lista verde, nu scrie despre mine. Te așteptăm acolo să facem un reportaj. Bine. Despre tânăra autoare de bucantă. Deja pus și titlul așa. Da. Va fi lansarea cărții și bineînțeles că de acolo se va putea cumpăra cartea sau o vor primi oamenii. Bine, bineînțeles. Așteptăm cu mare drag. Cu mare drag și vă mulțumesc. Mai ales în contextul ăsta al pandemiei, să știi că ar trebui să ne unim mai mult forțele. Poate că a fost o lecție să învățăm cu toții să stăm mai aproape unii de alții, să ne sprijinim mai mult și să nu ne mai învrăjbim. Apropo de ce a zis acea scriitoare, pentru că nu are rost. Pentru că cu toții așa ne-am născut și așa vom muri în egală măsură. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Te mai așteptăm. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Noi ne revedem vineri de la ora 11, unde vom cunoaște povestea unui alt artist ieșan. Până atunci rămâneți alături de Bezei Live. De la ora 13 urmează o nouă ediție moderată de colega mea, Roxana Careman. Credeți în visele voastre și luptați pentru ele. Toate cele bune!